UPL vă recomandă Signal și Rancona. Bună seara, doamnelor și domnilor, vă spune Ovidiu Ghinea la o nouă ediție a emisiunii Agricultura la Raport, o ediție specială în condiții deosebite realizată aici la Poiana Brașov, la cel mai important eveniment dedicat industriei agroalimentare. Bineînțeles că gazdele noastre sunt, ca de fiecare dată, cei de la Infogroup, realizează pentru a noua oară Meet Milk, o conferință internațională. Iată că au reușit și de data aceasta să facă lucruri frumoase în condiții deosebite, în condiții de pandemie. Ne bucurăm că noi cei de la AgroTV suntem parteneri media acestui eveniment. Ați avut posibilitatea să ne urmăriți și până acum pe canalul nostru, pe pagina de Facebook. Bineînțeles că transmisia noastră continuă și mâine, în cea de-a doua zi a evenimentului. Sunt nume importante din industrie implicate în acest eveniment de gală, de ținută. Ca de fiecare dată, partenerii noștri au făcut lucruri interesante și utile, mai ales pentru dumneavoastră, pentru cei care aveți o legătură directă și indirectă cu acest domeniu de activitate. Astăzi, la Agricultura la Raport, primii mei invitați din această seară sunt oameni care au multe lucruri de arătat, de demonstrat, și sunt decidenți politici, sunt oameni care conduc într-un fel sau altul această industrie. Dați-mi voie să vi prezint, să-i salut și să le mulțumesc pentru prezență, și o să încep cu ministrul secretar de stat, domnul George Scarlat. Bună seara, mulțumesc că ne vedem și aici la Poiana Brașov. Bună seara, mulțumesc de invitație, bună seara telespectatorilor dumneavoastră și mulțumim AgroTV pentru invitație și ocazia de a ne adresa celor de acasă cu subiecte importante la zi și pentru perspectivă, bineînțeles, așa cum spuneați dumneavoastră. Un alt invitat la fel de important este domnul Eduard Konzbinski, președintele ANPC. Bună seara, domnule președinte, în premieră aici la AgroTV. Bună seara, vă mulțumesc frumos pentru invitație, felicit organizatorii pentru consecvența de a ține totuși această conferință și în condiții mai vitrege și bineînțeles că sunt aici în interesul consumatorului român. Și nu în ultimul rând, gazda noastră, Ilie Stoian, director editorial Infogroup. Bună seara, Ilie, și felicitări pentru eveniment. Mulțumim, bună seara, bună seara tuturor. Da, iese evenimentul, a fost o zi plină și foarte frumoasă. O să încep cu tine, pentru că, așa cum spuneam un pic în prezentare, puțin sunt cei care s-au încumetat să facă un eveniment în perioada asta de pandemie. Voi ați îndrăznit și iată că ați și reușit să organizați, ca de fiecare dată, un eveniment interesant și util, aș spune eu, pentru cei din industrie. Ați respectat, bineînțeles, toate măsurile de securitate și oamenii au apreciat și apreciază pe bună dreptate lucrurile pe care le faceți pentru ei. Aveți și un titlu interesant, Realități și perspective ale sectoarelor de carne și lapte din România. Hai să prefațăm pentru telespectatorii noștri, pentru cei care au ratat transmisia noastră, prima zi a acestui eveniment. Păi aș lua-o puțin cu perioada anterioară zilei de astăzi, pentru că într-adevăr a reprezentat un efort foarte mare pentru noi ca să realizăm această ediție și nu am vrut să sărim anul fără Meet Milk, pentru că de acum e vorba de o tradiție, iar Meet Milk reprezintă o marcă, una dintre cele mai importante mărci. Sunteți la cea de-a noua ediție. A noua ediție, una dintre cele mai importante mărci din calendarul manifestărilor din domeniu din România și nu numai. Și când zic nu numai, mă bucur și de faptul că și pentru faptul că și în acest an justificăm cuvântul internațional din titulatura manifestării, pentru că așa cum se poate organiza ceva în momentul de față, avem oaspeți și din Statele Unite, avem oaspeți și din Ungaria, avem oaspeți și din Italia, deci se justifică titulatura de eveniment internațional. Astăzi, da, am ținut foarte, foarte mult și să se respecte cu mare strictețe toate recomandările și normele de prevenție sanitară, pentru că nu ne putem juca nici cu sănătatea oamenilor, nici cu a noastră și nici cu sănătatea evenimentului în sine.
Deci măsurile sunt cât se poate de serioase, de dure. Ne-a bucurat foarte mult faptul că toți oaspeții noștri, toți cei înscriși, participanții, au acceptat fără niciun fel de probleme. În fapt, niște măsuri de prevenție cât se poate de simple. Purtarea măștii, dezinfecția pe mâini, sămănuși la sală, totul e pregătit, distanțarea fizică este realizată. Din transmisiunea în direct s-a văzut că ne-am și jucat puțin ca să îmblânzim soarta și am așezat niște ursuleți în sală. Cei care au văzut transmisia în direct au putut observa și acest element. Azi am avut ședință generală în două părți, au fost comunicări de companii. Am realizat și interviuri la standuri în zona Expo și totodată am avut două dezbateri cât se poate de interesante, una pentru cu tematică axată pe problema fermierilor, pe problemele fermierilor, la care au participat domnul secretar de stat aici de față, domnul George Scarlat și domnul Claudiu Frânc, președintele FCBR, iar a doua dezbatere a fost axată pe problematica procesatorilor. Au participat domnul secretar de stat Aurel Simion din MADR, un George Grecu, expert în industria alimentară, și domnul Aurel Blaj, consultat expert pe probleme de sisteme europene de calitate. Au fost dezbateri, mai ales a doua, cea cu procesatorii, cât se poate de încinsă, pentru că tematica principală a fost promovarea alimentelor produse în România. De cealaltă parte, în dezbaterea pentru fermieri, a fost ca tematică principală măsuri venite în sprijinul zootehniei românești. Bun, dacă tot vorbim de zootehnie și l-avem pe domnul secretar de stat Scarlat, apropo de titlul ăsta pe care l-au dat cei de la Infogroup, care sunt perspectivele celor două sectoare în clipa de față? Secetă, pandemie, deloc simplu. Este adevărat, tema a fost foarte bine potrivit și felicit Infogroup și pentru frumos eveniment organizat, pentru continuitate a noua ediție, așa cum spuneați și dumneavoastră, și în același timp toți partenerii Infogroup care au pus umărul la un asemenea eveniment, pentru că nu este simplu și mai ales în aceste condiții. Tema este potrivită și aș merge mai departe în sectorul zootehnic, a fi sau a nu fi sector zootehnic în România. Acesta a fost titlul dezbaterii pentru fermieri. Exact. Zootehnia între a fi și a nu fi. Din păcate, când discutăm de prezent, prezentul după un an atât de greu încercat, atât în sectorul vegetal cât și în sectorul zootehnic, din păcate creează o premiză sumbră asupra sectorului zootehnic și aș aborda-o mai direct în această emisiune la dumneavoastră cu privire la ceea ce înseamnă partea de piață, partea de procesare, pentru că spunea domnul Stoian că a fost o temă interesantă vis-a-vis de ceea ce înseamnă promovarea și procesarea, sau mai bine spus, produsul românesc promovat. De ce? A fost o temă interesantă și dezbătută, pentru că, din păcate, nu vrem să înțelegem, să conștientizăm că înainte de a promova, trebuie să producem. Trebuie să producem românește, adică să procesăm în capacitățile din România produs finit din materii prime de bază provenite din sectorul zootehnic românesc, din ferme din România, cât și din sectorul vegetal. De ce este important? E important să promovăm și să pornim de la cei mici prin educație pentru a încuraja și a explica de ce este bine să consumăm produse românești. A fost un subiect important între ceea ce consumi, produsul mai ieftin, cu preț mai mic și ulterior cu consecințe din punct de vedere a sănătății și statistic. Bun, eu sunt de acord cu dumneavoastră, dar sunt convins că mulți dintre cei care ne urmăresc își vor pune întrebarea. Bine, bine, teoria funcționează, dar practica nu, asta se nu mai și e o teorie, poate? Din păcate, asta nu mai e o teorie. Trebuie să deschidem ochii clar și să înțelegem, să înțeleagă consumatorul român că atunci când merge la raft trebuie să știe foarte clar ce produs își dorește să cumpere. Un produs care poate fi cu un leu 2-3
mai mult și el se uită în buzunar că puterea de cumpărare românului încă este mică, dar trebuie să gândească și pentru ziua de poimâine, când discutăm din punct de vedere al sănătății, consumăm produse ieftine și din păcate după aia suntem clienți peste stradă, așa cum un coleg spunea, la farmacie. Haideți să încercăm să consumăm produse românești pentru că sunt de cea mai bună calitate. Discutăm de un sector văduvit în acest an și nu numai, sectorul cărnii. Păi dacă atâta timp cât astăzi în România, din punct de vedere al autoconsumului, nu reușim să acoperim nici măcar jumătate din carnea fresh, mă refer la carnea de porc, da? Cu tot cu procesarea la loc, nu știu dacă asigurăm 25-26%. Vă dați seama că tot ceea ce intră în țară, din păcate, nu vine cu valoare nutrițională sau cu un produs de cea mai înaltă calitate. Vin la prețuri așa cum am nu numai noi, dar opinia publică în general a spus, domnule, raportul preț-calitate nu este respectat, ce în continuare consumatorul român își dorește un preț mic. Eu cred că acest trend este în schimbare. Eu cred că din ce în ce mai mult românul se gândește foarte clar și se vede acest lucru, că își dorește să consume un produs într-o cantitate mai mică, dar mai sigur, din punct de vedere a calității. Și cred în același timp că sectorul ăsta zootehnic văduvit, și le-am și adresat un mesaj tuturor celor de acasă și în continuare nu o să continuesc în a le spune că va avea viitor și în România. Din păcate, într-un an atât de greu, n-am găsit decât câteva scheme pe cadru temporar să venim cu ajutor direct în sector, atât în sectorul bovine, carne, lapte, sectorul suin, avicol, minimisul în sectorul apicol și așa mai departe, deci plăți directe, bani. Acum este în desfășurare măsura 21, o măsură care o prefațam la dumneavoastră acum câteva emisiuni în urmă, în a fi până pe 29 luna aceasta trebuie să meargă toți fermierii din sectorul zootehnic și nu numai, și sectorul legume, fructe, pentru a depune cereri la APIA, dar asta nu este suficient. Pregătim planul național strategic, e un punct de pornire cu privire la al doilea cuvânt din titlul dumneavoastră, perspective. Cea mai bună perspectivă este cum ne așezăm în viitorul program Plan Național Strategic. Și când discutăm acest lucru, totul trebuie să plece de la investiții. Investiții reale în ferme, în reproducție porc, în incubație la pasăre, în ferme, unități de partea de valoare adăugată a acestor materii prime din zootehnie. În fapt, banii, din nou, bugetul în mare parte va merge către sectorul zootehnic și către procesare. Doar prin procesare putem să aducem valoarea adăugată și să avem și produs la raft. Din păcate, trebuie să înțelegem că această piață pe care am pierdut-o va trebui să o recâștigăm printr-un parteneriat corect, un parteneriat transparent cu marele retail, cu hipermarketul, astfel încât produsul nostru să ajungă la raft. Și fac apel în continuare și necontenit către consumatorul român să aleagă doar produs în România. Produs românesc la raft. Pentru că doar așa putem să discutăm de o economie circulară și cu adevărat să susținem fermierul român. Luăm 10 secunde de publicitate și apoi revenim aici la Agricultura la Raport. Seminis reprezintă un prim pas pentru legumicultorii care își doresc performanță. Am revenit la Agricultura la Raport. Profităm și de prezența domnului președinte al ANPC. Spunea domnul Scarlat să mergem la raft și să alegem produsul românesc. Pe bună dreptate, și eu susțin această campanie. Noi cei de la AgroTV de fiecare dată i-am încurajat pe consumatori să decidă în favoarea produsului românesc din multe motive, n-are rost să le înșirăm aici. Cred că suntem conștienți cu toții că banii ăștia se reîntorc în buzunarele noastre sub o formă sau alta, vom avea sisteme de sănătate mai bine puse la punct, de învățământ și așa mai departe. Dar până să reușim să îi educăm pe consumatori, sperăm că de la o zi la alta oamenii înțeleg acest demers și devin mai conștienți. Domnule președinte, din perspectiva instituției pe care o conduceți, nu e o instituție deloc ușor de gestionat, protecția consumatorului când vorbești de autoritatea pe care o aveți, care sunt cele mai mari probleme cu care vă confruntați în momentul de față?
Deci, din perspectiva protecției consumatorului, mă bucur să asist la aceste dezbateri, mă bucur să văd că sunt strânși la un loc toți factorii decidenți din acest sector al industriei alimentare, începând cu producătorii, continuând cu procesatorii și, bineînțeles, cu retailerii. Și lucru cel mai important este binevenită și prezența decidenților politici aici, care pot prelua foarte bine problematica din teritoriu și bineînțeles că împreună putem găsi cele mai bune soluții. Ideea este că beneficiarul final al acestor dezbateri este chiar consumatorul român, iar tot ce se întâmplă aici este în beneficiu și ca urmare a acestor discuții sunt convins că vor apare cele mai bune produse românești și de cea mai bună calitate. Într-adevăr, tot timpul există o problemă a consumatorului când se află la raft și trebuie să renunțăm la ideea de a, ca singurul criteriu după care facem achiziționarea unui produs să fie doar prețul. Trebuie să ne gândim și la calitatea acestui produs, iar din ceea ce s-a discutat astăzi se pune foarte presant problema să asigurăm niște produse românești, fără euri, fără aditiv, deci niște produse care să corespundă din toate punctele de vedere, iar din perspectiva atribuțiilor pe care le are Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorului, noi ne orientăm spre protejarea vieții și sănătății acestui consumator. Bineînțeles că, dacă vreți să mai... Nu, vă rog! Bineînțeles că trebuie să lucrăm foarte mult la educația acestui consumator, care an de-a rândul, bineînțeles, și condițiilor economice vitrige, a fost nevoit să caute produsele cele mai ieftine. Dar având în vedere și aspectele de sănătate care se pun, eu cred că soluția viabilă este produsul românesc de calitate și bineînțeles că vom face tot posibilul pentru a ne asigura că cele mai sigure produse ajung pe rafturile românești. Ilie, perfect ce au enunțat un pic mai devreme distinșii noștri invitați. Cum facem lucrurile astea să le vedem și aplicabile? Că eu aș adăuga două idei. În primul și în primul rând, trebuie să... Ce au spus domnul secretar de stat, domnul Scarlaș și domnul președinte Kosminski, se subsumează și unor alte idei. În primul rând, trebuie să promovăm alimentul fabricat în România și pentru a asigura securitatea alimentară a poporului român, nu doar siguranța alimentară, iar izolarea din cauze neprevăzute, izolarea unei anumite populații, nu trebuie să aibă repercursiuni asupra aprovizionării cu produsele alimentare de bază, produsul alimentar fiind produs de bază. Și am văzut ce s-a întâmplat, că nu prea se mai putea circula în Uniunea Europeană. Deci trebuie să fim în stare să ne asigurăm propria producție. Pe de altă parte, această criză sanitară a determinat schimbarea obiceiului de consum. Iar consumatorii nu numai că au început să cumpere mai puțin și selectiv, sunt mult mai atenți și la calitatea produsului, pentru că sunt atenți și la sănătatea lor, nu doar atunci când poartă mască, ci și atunci când se hrănesc. Pentru că tot auzim că de fapt COVID-19 este cauza a decesului unei persoane, în general pe fondul unor comorbidități. Comorbiditățile, din păcate, apar pe fondul stării precare de sănătate a poporului român. Pentru că un popor sănătos înseamnă că acest SARS-CoV-2 nu are prea multe șanse de atac. Cum se poate face? Foarte, foarte scurt, din opinia mea de jurnalist. Cu foarte mare îndrăzneală din partea fermierilor, prin asociere și din partea procesatorilor, prin investirea în publicitate.
concomitent cu realizarea unei, unei producții competitive la raft, pentru că să nu uităm că trăim într-un spațiu european, libera circulație a mărfurilor este, este asigurată, iar procesatorul român trebuie să aibă tehnologia necesară ca să producă ieftin cu costuri de producție mici pentru a putea fi competitiv la raft și pentru că a juca de la egal la egal cu private label sau cu mărci aduse din intracomunitar. Domnul secretar de stat, de fiecare dată când apăreți aici la Agro TV, oamenii așteaptă din partea dumneavoastră soluții și cele mai multe soluții sunt gândite de către publicul nostru din perspectiva ajutoarelor financiare pe care ministerul le poate da sau prin perspectiva pârghilor pe care le puteți crea. Fie că discutăm de sectorul vegetal, fie că vorbim de zootehnie. O să lăsăm deoparte vegetalul pentru că suntem la industria alimentară și abordăm... Deși foarte mulți zootehniști lucrează și directă. Teren agricol pentru furaje. Avem produse finite, unde materiile prime și găsesc... E foarte adevărat, dar timpul fiind limitat, haide să ne raportăm la cele două sectoare, ce este adevărat, ce este adevărat, că noi, Ministerul Agriculturii, trebuie să fim cei care facem politici pentru, a discuta și bine spunea domnul Stoian, securitatea alimentară. Deci vorbim de cantitate, vorbim de materii prime, de produse finite. De siguranță alimentară avem alte două autorități care se ocupă. ANSVSA-ul. ANSVSA-ul și ANPC-ul. ANPC-ul, cel puțin din punct de vedere al trasabilității și etichetării. Și aici e un subiect de discutat, să vedem că mai sunt încă dintre cele două autorități din punct de vedere al atribuției. Pe competențe. Pe competență. Eu revin la noi, la Ministerul Agriculturii. Și trebuie să înțelegeți, atât dumneavoastră care sunteți presă de specialitate, cât și fermieri de acasă, că indiferent cât buget ar avea Ministerul Agriculturii, nu este suficient să venim cu scheme de ajutor directe ca și sprijin pentru fermieri. În fapt, nici fermierii nu-și mai doresc acest lucru. Ei își doresc, în primul și în primul rând, își doresc o piață, să aibă un preț corect care să le acopere costurile, pentru că sunt și, și întreprind o activitate economică. Din păcate, atunci când spunem că mergem și alegem un produs și trendul acesta este, de care se discuta aici în emisiunea dumneavoastră, că românul încearcă și caută la raft din ce în ce mai mult produsul românesc, unde noi nu trebuie neapărat să intervenim, dar din păcate trebuie să o spunem răspicat și clar că în România, că vorbim de trader de cereale, că vorbim de alte companii cu capital mai puțin românesc, că vorbim de mari companii, din păcate forța de negociere între fermier, între producătorul mic, procesatorul din România și dânsii este disproporționată. Sunt contracte care în tocmai le semnezi doar dacă dorești să fii partener și să ai o relație comercială cu ei. Alminte nu se negociază sau pe alocuri în mare parte nu se negociază. Și vedeți dumneavoastră această problemă care este astăzi cu traderii și fermieri în sectorul vegetal. Același lucru se întâmplă și în sectorul zootehnic. Nu e suficient ca la raft să spui că e produs românesc, pentru că românul dorește din ce în ce să cumpere acest produs, dacă noi, autoritățile statului, nu suntem vigilente în a verifica că acel produs sau trasabilitatea acelui produs trebuie să fie foarte bine urmărită. Din păcate, intră foarte mari cantități de carne de porc în România. Eu aș avea responsabilitatea cuvintelor și eu spun că de cele mai multe ori de calitate îndoielnică sau hai să spunem sub calitatea produsului care se află în România. Intră toată cantitatea nu asta căutăm, de carne. Nu vreau să spun că păi nu, dar dacă tot intră, noi trebuie să știm pe undeva cum facem să nu mai intre atât de multă carne. Intră din comerț intracomunitar, respectând anumite condiții. Dar nu există pârghii legale de a limita toate lucrurile nu. Astea? Nu există pârghii legale. Cum să nu există? Trasabilitate, bineînțeles, în colectare de probe, bineînțeles. Nu legiferate, dar anumite metode de a-i determina pe unii să-și vândă aici produsele, cred că s-ar putea găsi. Îmi doresc foarte mult să fac o echipă comună cu ANPC-ul, să mergem trei și ne gândim, uite, luăm un produs, tot astăzi am discutat în cadrul conferinței, de sectorul apicol. Vorbim de miere, un produs atât de important și de sănătos și de introdus în consumul celor mici, așa. În celor mici în general și nu numai. Și celor mari, da? Pentru că eu în fiecare dimineață iau două lingurițe de miere. Noi avem un consum foarte scăzut de miere ca țară în momentul de față. Suntem pe penultimul loc, din câte știu eu, la nivel de Uniunea Europeană. Vreau să spun că suntem excedentari
la a produce miere în România, da, este un sector, e adevărat, pentru pe fondul unui consum scăzut al populației, dar dacă el va fi promovat și produsele apicole vor fi promovate și va exista cu adevărat o procesare din miere produsă în supinile din România, nu cred ce o să facem dacă mergem și vedem miere de albin, miere naturală. Oare consumatorul nu se întreabă, există și altfel de miere decât miere de albin? Da. Haideți că la toate întrebările astea o să răspundem după. Noi am publicat, domnul Scarlat. O scurtă pauză comercială, luăm câteva minute de publicitate, cu scuzele de rigoare, și ne reauzim după câteva minute de publicitate.